vecile iubiri. Gelozia îl cam măcina pe Robert, iar Tessie oferea multe argumente. Eu nu știu ce să, cum să mă mai exprim ca să mă fac înțeleasă în fața ta. Chiar nu știu cum să mă mai exprim, mă crezi? Eu ți-am explicat că sunt de acord cu tine pe subiectul ăsta, că nu poți să ieși când ești, în momentul în care ești într-o relație, să ieși doar cu un băiat undeva, pentru că și mie mi se pare ciudat și am ți-am mai spus odată că și ce mie nu mi-ar plăcea să primesc, nu m-aș oferi. Și voiam să-ți explic și chestia cu pozele, că dacă pe tine chiar te deranjează lucrul ăsta și este ceva important pentru tine și cum am spus și în materialul pe mine, nu mă mai interesează de oamenii ăia, eu șterg pozele dacă pentru tine este o chestie deranjantă și nu-mi schimb personalitatea dacă fac asta. Pur și simplu găsesc un numitor comun ca să nu ne certăm, să nu avem discuții. Ai avut o relație înainte cu vreunul dintre băieții aceștia? Nu. Ei sunt implicați într-o relație? Nici măcar nu din Constanța. Au fost niște prieteni care te referi la băieți de la festival, nu? E povestit din mai mulți băieți, acum nu mă știu. Da, ei sunt implicați în vreo relație? Da. Da? Și fetele alea, partenerele lor, când ești tu așa într-o băiețească? Dar nu sunt doar eu cu ei vreodată. Aha, păi uite, asta nu cred că i-ai explicat. Păi ai spus că ai fost doar tu cu ei. Păi da, dar... Aoleu, păi sunt contexte diferite. Ce te-ai supărat? Oh, dar de ce ai aruncat mâna așa, măi, Robert, măi? Mie îmi vorbești ceva... Păi da, pentru că sunt contexte diferite. Doamne, ferește! Doamne, deci eu sunt un om atât de loial. Eu când îl vedeam pe fostul meu, că, bă... Și dacă nu-i convine că vorbesc cu o fată, eu nu mai vorbeam cu fata aia. Eram nebună, eu făceam tot ce-mi zicea băiatul ăla, eram nebună, rău de tot. Și acum vorbim despre niște situații ipotetice, că nici măcar nu știi dacă eu mai rămân prietenă cu oamenii ăia după ce ieșim de aici, da? Că nu știi cum sunt doar eu cu tine după ce ieșim de aici. Doamne ferește, și am zis, frate, bă, așteaptă, n-am cum să, ce cum să-ți demonstrezi eu aici, nu mai râde, te rog frumos. Mă fac să râd și pare că nu iau treaba serios, dar o iau foarte serios. Ce nu știu, nu e emisiunea Grădinița sau... Adică e imatură? Într-o oarecare măsură, în general, văd, așa, și toți sunt din părere, adică... Ați venit la un format în care e cam mireasa, nu știu. Și trebuie să fiți puțin așa mai... Acum o ceri și pe Raluca? Nu, în general, nu am niciun nume, nu vreau specific ceva, nu eram deranjat de poze. Ea punctează foarte mult poze, dar... Asta e de ieri. Cum zic eu, de parte subiectul care m-a deranjat cu adevărat. Ce, asta cu tovarășii? Cu tovarășii care nu înțeleg prietenia asta dintr-un băiat și o fată și... Nu vreau să mai spun alte chestii, că ar fi urâtor pentru ea. La fel, când a povestit că a fost la un festival cu un băiat de la Iași, a stat două zile cu el. Și eu, copil de 8 ani, ar trebui să cred că... Că nu s-a întâmplat nimic? Da, că nu s-a întâmplat nimic, sau că a fost la un festival și toți au jucat ce a jucat acolo. Sau... Și la fel asta cu gelozia, dacă spun ceva ce nu... Am anumite principii, dacă nu îmi convine o chestie, înseamnă că... Nu cred că nu este om să nu fie gelos într-o oarecare măsură. Asta e un fel de manipulare din partea femeilor, în general. Când ești toxic, ești gelos. Când spui ceva și cumva te atingi. Tu ce ai, mamă dragă? Ce bai? În vila, mamă, ce tu bai? Nu mai este nimic până nu gândesc. Nu-i bine să gândești. Ce? Tu știi că nu-i bine să gândești. Fă ce simți. Fiscai. Nu scap de mine, alo, bălă. Pur și simplu, asta ai simțit tu, ai zis ce ai simțit și ce crezi tu și părerea ta. Dar și... ce-am zis? Că n-am zis nimic. Oare fac și ouă? Nu, efectiv, nu am zis nimic, eu nu m-am explicat niciodată el atât. El a luat așa prea din scurt, adică dacă e vorba despre ce s-a vorbit azi în emisiune. Nu e vorba de asta. Sper. Nici eu nu mai înțeleg despre ce e vorba.
Ioi, Jesus. Uite, ce știu eu este că eu știu cât de mult ofer când sunt îndrăgostită și știu cât de mult iubesc când ajung să iubesc. Și eu nu vreau să mai ajung să iubesc, gen să ajung în punctul ăla, ca după să ajung să am iar 38 de kilograme, să nu pot să dorm noaptea, că doar eu știu prin ce am trecut atunci. Eu nu pot să mă aduc pe mine din nou în stadiul ăla. Că nu poate să fie o zi caldă, o zi rece, o zi caldă, o zi rece. Eu nu... Cred că nu ai nevoie de niște sfaturi, că ești destul de matură, adică ești genială încât să... Ce sfaturi? Zică că cineva, nu mai gândește creierul. Să zică cineva Andrana, ce să faci. Nu știu ce să fac. Nu am creier să gândesc pentru mine. Mi-a rămas jumătate de creier. Prefate că e cazul meu, ia. Nu pot. Momentan, voi sunteți, adică în asta e gândirea mea, voi sunteți într-o cunoaștere, da? Ați avut fiecare viețile lui înainte de misiune. Da, ați bravo! Venit aici, ați venit aici, v-ați găsit. De acum încolo contează ce va fi între voi. Îți dau dreptate a doua oară, Andra, că sigur te-am auzit atunci și ți-am dat dreptate, dar între timp am uitat și îți dau dreptate din nou a doua oară. Da, dar și asta cu prietenul. Frate, o să faci cunoștință cu el, o să fim exact, prieteni împreună. Exact. Prieteni comun, nu o să mai fie prietenul tău. Da, exact, tău. Eu nu știu ce trebuie să mai zic, să mai explic. Păi să nu mai spui asta că s-o supărat. Oricum el o să vadă, când o să ieșiți o să fie altfel, deci calm. Da, doar că nu trebuie să fie el atât de încăpățat, că el zicea că dacă nu și dacă e cum vrea ea, atunci eu să mă lase sau ceva de genul. Ah, lovili. Adică îi dau libertate să facă ce vrea sau... Nu, stai un pic, fii calm și gândește și tu. Doar ce le slujtește. Poate, dar tu știi cum e, pe mine asta eu de asta m-am ieșit nervoasă din platou. Frate mea, efectiv, mă ținea de mâini și mi-a făcut așa la mână, nu-mi plac chestii astea. E urât, gen, e urât, se uită mama la mine. Și nu că m-ar interesa... Nu, vreau, stai să stați, să nu sune ciudat. Mă interesează părerea mamei mele, dar știu că dacă mă vede că... Și îți dă seama că sufăr. Și dacă mă vede că sufăr, suferă de 3 ori mai mult decât mine. Și eu nu pot să văd pe mama că suferă. Îți dai seama că e mama ta, e părintele. E copilul meu, mama mea. Bine. Pe bune și fără mișto. E copilul tău atunci. Dar nu, dar serios, chestiile astea nu sunt. Mama e ca un copil mic, e ca doamna Mariana, e ca un copil mic. Și el le gândește prea, stai puțin, că noi am avut o viață amândoi, adică nu e ca și cum, bă, eu nu mai zic nimic, că văd că nu e ok să ne dăm cu părerea. Da, păi da, am văzut și eu că nu e ok. Nu mai zic nimic. Capricile iubirii. E clar că nu vă înțelegeți sau n-ați găsit limbajul care să vă aducă la același numitor comun. E clar că tu n-ai găsit cuvintele potrivite ca el să poată să te înțeleagă sau poate că i-ai amestecat cumva gândurile și a fost prea multă informație pentru el deodată și n-a știut cum să o așeze acolo pe sertărașe. Dar Robert, e nemulțumit. Ceva te-a deranjat în discuția fetelor. Să-mi explic cineva ce înseamnă un om gelos. Pentru mine înseamnă altceva, nu știu. Ce înseamnă? Păi spune, păi, nu. Spune tu ce înseamnă. Mi s-ar părea, că mi s-ar părea că se uită la altul sau dacă o văd mai dezbrăcat să-i spun să îmbraci. Pentru mine asta înseamnă gelozie. Eu am vrut să-i cunosc viața. Iau deschis subiectul legat de prieteni, băiezi, așa, și pur și simplu am pus întrebări. Am intrat în subiect ca să știu ce... Păi n-ai făcut doar asta. Capul, sau, nu. Ai scos-o astăzi la tablă și ai spus de față cu toată lumea și ai cerut inclusiv părerea mamelor, ce părere au și să se ducă ele să spună ce înseamnă de fapt o femeie și cum ar trebui să se comporte o femeie, că n-ar trebui să aibă prieteni. Okay. Asta ce numești? Păi posesivitate sau gelozie? Ok. Păi nu, te întreb. Ce e? Dacă nu e gelozie, ce e? Posesivitate, gelozie? Pentru că mi se pare că din cauza unei nesiguranțe ale tale, că vine din trecut, că ai avut experiențe, tai aripile unei fete că a îndrăznit să spună că are într-un telefon poze cu fostul, dar că n-a apucat să le șteargă, sau că are un prieten, are un amic. Uite, eu, de exemplu, sunt prietenă cu Eduard Puiru, știi? E aici. Vine de 2 ori pe săptămână, da?
asta nu înseamnă că nu sunt fericită cu soțul meu, cu care am o relație de 6 ani și nu se pupă una cu cealaltă. Și ei doi sunt prieteni la rândul lor. Și... Nu mă refer la genul ăsta de prietenii. Păi atunci... Ea se referea la strict altceva. La ce anume? Păi de ce crezi că ea se referea la altceva? Nu înțelegi, sunt de acord cu mine. Nu, stai, nu lua așa. Nu te închide. Că, de fapt, abia acum începem să credem că s-ar putea să fii gelos, că nu ești deschis la dialog. Un om gelos tai aripile și ce nu e ca mine și atât. La început mi s-a spus fiu deschis, dacă spun ce gândesc, de ce îmi fac așa? Și mi se pune o etichetă de un om nebun. Păi, dar spune tu. Cine ți-a pus etichete de om nebun? Ai, Robert, nu exagera. Eu sunt de acord cu tine, am 33 de ani și nu am prieteni de sex masculin. Am colegi pe care îi respect, pe care îi apreciez. Exact la asta mă refer. Dar nu-mi place să ies în timpul liber cu bărbați, dar suntem diferiți. Acum, dacă m-aș întâlni cu un coleg din clasa 12-a și ar fi și el căsătorie sau poate ar fi singur și mi-ar spune, uite, Raluca, sunt în București, vrei să ne vedem la o cafea? Nu aș fi sălbatică, e colegul meu cu care am stat 12 ani. Mă refer, ea știe la ce mă refer, da. Și am spus, dacă tu da, am înțeles. E genul am tău înțeles. Să fie așa, atunci îmi spui, că eu mă retrag. Stai un pic. Am înțeles la ce se referea el, am înțeles punctul de vedere. Nu era neapărat vorba despre gelozie, voia să înțeleagă stilul de viață pe care l-am avut eu înainte, dacă și a considerat când era o femeie acela... singură. Da, noi am vorbit despre asta, este ok. Când era o fată singură, poate a fost cu un băiat la un festival. Acum, e alt subiect la e ok, a, altul. Despre asta. Păi spuneți-ne la care vă referiți, că sunt mai multe și... Pot să spun ceva mamei mele, că sigur o să se îngrijoreze când mă vede, că sunt ok și nu trebuie să-și facă griji. Hai că nu e o gaură în cer. Dar vedere că două zile de relație sau trei, că v-ați declarat luni, astăzi ce este, joi, aveți 4 zile de relație și tu îi transmiți mamei tale nu, un dar mesaj în care îi spui să nu se îngrijoreze. Dar nu neapărat în legătură cu mine. Dramatic. Toată ziua a fost grea, nu doar din punct de vedere al relației dintre noi doi și ce s-a vorbit azi în emisiune, sunt sigură că este foarte supărată și de asta vreau să-i zic. Nu, uite, eu vreau să-l întreb ceva pe Robert, dacă îmi dai voie. Că inclusiv Tess a zis, când vom ieși și fetele, același lucru au sfătuit-o pe Tess, lasă-l pe el să vadă ce o să se întâmple când o să ieșiți din casa mireasa și o să vadă atunci că situația nu este așa cum poate crede el că ar putea să fie. Dar de ce excluzi ideea că poate ea ar putea să aibă o relație de prietenie cu un băiat care să fie o relație sinceră de prietenie și să nu devii la rândul tău prieten cu acel băiat? Nu știu, nu cred în relație de asta. Nu crezi? Dacă nu crezi, tu nu înseamnă că el nu există. Da. Păi bine, nu încearcă nimeni să te nu încearcă nimeni să te convingă de nimic și important e ca voi doi să înțelegeți situația și să acceptați toate lucrurile astea. Ideea. Și Robert, vreau să spun ceva. Nimeni nu te-a făcut nebun, ferească Sfântul, nu și-ar permite nimeni să facă chestia asta.